am desfăcut un pachet ca să-mi dea doamna, că dacă muncesc la dânsa. Și când m-am trezit, cu pachetul în mână. Pur și simplu, dacă n-aveam norocul de covorul de iută, cădeam și mai așa. Deci mă duceam mai la fund. Deci e mare. Este foarte. Pentru că ai ajuns, tocmai la mal? Tocmai la mal. Și din coace intru mai adânc. Sub șifonieră. Proprietarea casei este speriată după ce a văzut cum podaua încăperii s-a surpat. Mai mult, femeia se teme acum că toată locuința s-ar putea nărui din cauza pânzei freatice destul de ridicată în această zonă, dar și din cauza alunecărilor de teren. Eram aici, desfăceam un pachet cu ea și ea s-a dus odată la fund, cu covor cu tot. Cădeam nailon de ăla și un covor pus aici. Și el zice, da, tante Maria, ai gaur de șobolan? Nu, fată, că uite m-am dus la fund. Când am dat tot la o parte, am văzut gaura. N-am știut nimica. Păi am casa de 49 de ani. Temerile femeii sunt împărtășite și de ceilalți săteni din Izvoarele. Oamenii sunt nemulțumiți că nu au aflat nici până la această dată cauza sutelor de cutremure. Noi ne culcăm fiecare seară cu frică. Cu frică, cu frică mare. Fiecare seară ne culcăm. Zic că acum ne culcăm, dar nu știm dacă ne mai ridicăm din pat. Așa este, să știți. Îi zic fete, zic mamă, că nu mai așteptăm sărbătorile, să nu mai ne bucurăm, să stăm așa liniștit. Dacă o fi să trecem, trecem cu bine. O să mai fie și altele probabil, să vedeți. Vă înghite pământul? S-a rupt stratul, dacă încercați s-a rupt stratul, de acum nu se pleacă. O să rupă în continuare. O să rupă în continuare. Stăm cu frica, asta facem de sărbători. Mă rog în fiecare seară și mă închin să ne trezim mâine dimineață sănătoși. Părerea mea este că este o fost groapă de cereale. Știți, dacă nu știți, popularizez eu, pentru că și locuința în care locuiesc eu are o fostă groapă. Toți cetățenii, toți oamenii mai avuți în perioada interbelică, își ascundeau cerealele în așa numite gropi de cereale pentru a nu plăti impozite conform cu cantitatea de cereale pe care o aveau. Am observat, am luat măsura în calitate de primar să se elibereze spațiul respectiv, s-au cărat coletele afară, a mai rămas un șifonier acolo, s-au luat preșurile de jos pentru ca să putem monitoriza. Oamenii au alertat și autoritățile județene care au venit la fața locului pentru verificări. Militarii Inspectoratului pentru Situații de Urgență vor monta martori pentru monitorizarea mișcării solului și în funcție de rezultate vor solicita sprijin de specialitate. Văd, este o groapă care, din punctul meu de vedere, deocamdată nu prezintă niciun pericol. Am în vedere, în primul rând, pe cei de la APE care să verifice totuși nivelul apei freatice și dacă va fi nevoie vom contacta și alți specialiști. Nu pot să vă spun în clipa asta, după ce mă consult și eu cu colegii vom stabili exact ce e de făcut. Proprietarea casei susține că își va petrece zilele următoare la rude de teama unor noi surpări. Femeia speră ca măcar de această dată să afle și o cauză a acestui fenomen.